Atunci, într-adevăr, este o poartă spre rai. Bună seara și bine ați venit la Festivalul Minorităților Naționale Multietnic 2016. În această seară vor evolua următoarele ansambluri sau formații. Ansamblul de copii Alegria, al comunității italiene din comuna Greci, interpretează cântece și dansuri din partea de sud a Italiei. Coordonator, Aurelia Lungu. Apoi, va evolua grupul vocal Nara în Ler al Uniunii Democratice Tătare din Tulcea. Prezintă cântece populare tătărești. Ansamblul Zadunaiskaya Sich al Uniunii Ucrainenilor din Tulcea prezintă cântece și dansuri populare ucrainene. Coordonatorii ansamblu Ștefana Cernencu, Diana Arghil și Octavian Vasiliev. Ansamblul de dansuri Shave Zurale al Partidei Romilor Pro Europa Tulcea, coordonatori ansamblu Laura Groza, Gabriel Stoica și ansamblul de dansuri Careras al comunității romilor din Tulcea. Vor interpreta muzică și dansuri din repertoriul țigănesc. Coordonator Constantin Aurel. Formația de dansuri Tuna al Uniunii Democratice Tătare Turce, pardon, din Tulcea. Prezintă dansuri populare locale turcești. Instructor Nurten Mahmudi. Ansamblul de dansuri 1000 de porumbei al Uniunii Elene din Tulcea. Ansamblul de dansuri de copii Solovei, ansamblul de dansuri Malață și ansamblul folcloric Lotka al comunității rușilor lipoveni din municipiul Tulcea. Prezintă cântece și dansuri populare rusești. Instructori Roman Jora și Natalia Neumann. Ansamblul folcloric Daima al comunității a române din Tulcea. Prezintă jocuri populare armânești. În continuare, aș dori să-l invităm pe scenă pentru a ne spune câteva cuvinte pe domnul prefect al orașului Tulcea, domnul Cristian Iordan. Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație organizatorilor. Mă bucur că în sală sunt așa mulți oameni prezenți la această sărbătoare. Iată că de aproape 20 de ani, pe 18 decembrie, sărbătorim Ziua Minorităților Naționale. Prin această sărbătoare se recunoaște dreptul constituțional al minorităților naționale la exprimarea ideologiilor lor etnice, culturale, lingvistice și naționale. Sunt bucuros că sunt alături de dumneavoastră la acest spectacol. De fapt, ca să spun așa, zona Dobrogei este zona cu cea mai mare diversitate etnică din România, iar de-a lungul anilor noi am trăit în pace și coeziune aici. Vă felicit pentru tot ceea ce faceți pentru promovarea culturii și tradiției dumneavoastră și vă doresc sărbători fericite și numai bine. Mulțumesc! În continuare, permiteți-mi să-l invit pe scenă pe domnul primar al municipiului Tulcea, doctor inginer Constantin Hogea. De asemenea, pentru a ne adresa câteva cuvinte. Am să vă rog eu, bună seara, să permiteți să-l invit alături de mine și pe domnul președinte al Consiliului Județean, ca să nu vă plictisim. Domnul președinte, haideți, ca să nu ținem auditoriul în tensiune. Bună seara și bine v-am găsit la Ziua Minorităților Naționale. Dobro pozdravovat, kalos orisate, nu? Pentru cei care reprezintă comunitatea elenă, ghini viniți, pentru comunitatea armână, benvenuti, pentru comunitatea italiană, mișto avilean, pentru comunitatea romă, și dacă m-a mai scăpat vreuna, să fiu iertat. Am spus de atât de multe ori de faptul că suntem binecuvântați de Dumnezeu prin prezența acestor minorități, încât cred că deja a intrat în mentalul public că suntem o comunitate aparte, suntem o comunitate pentru care, iată, acest aspect al concordiei și al bunei cooperări este motiv de admirație și, de ce nu, din anumite zone chiar și de invidie. Și noi suntem foarte mândri de acest aspect, pentru că de fiecare dată spun, suntem un exemplu de conduită și de bună practică pentru tot ce înseamnă spațiul european, lucru
recunoscut de altfel de toți cei care au venit și ne-au vizitat. Și iată, pentru faptul că există și această zi a minorităților naționale, dacă ar fi fost aleasă, poate într-o perioadă de primăvară sau de vară, am fi făcut undeva în Piața Civică, am mai spus-o, poate ar fi fost mult mai frumos, dar așa este stabilită în calendarul național, o respectăm ca atare și permiteți-mi și mie, fiind în preajma sărbătorilor Crăciunului, indiferent că le vom sărbători majoritarii pe nou, ceilalți pe vechi, vă doresc dumneavoastră și familiilor dumneavoastră la mulți ani, multă sănătate, liniște în familie, pace în jurul nostru și să dea Dumnezeu ca toți cei care suntem aici și toți cei care conviețuim în această cetate să fim păziți de cele rele, să ne dea Dumnezeu înțelepciune ca să putem să conviețuim împreună de acum încolo așa cum am făcut-o și până acum. La mulți ani și numai bine! Bună ziua! Mulțumesc, domnule primar, gentlemen, așa cum vă știu de viață, ați reușit să mă scoateți din anonimat în această seară. L-aș invita totuși în scenă pe domnul Jora Roman. Dacă este, aș ruga să vină aici pe scenă lângă noi. Este în sală? Se pare că dumneavoastră nu a venit, dar va veni. Ok. Pentru că ceea ce se întâmplă astăzi aici și nu numai, un merit deosebit de-a lungul timpului l-a avut domnul Jora Roman, cel care a cules, a păstrat, a pus deoparte pentru cei care ne vor urma folclor, dansuri din toată arhitectura tulcean. Este omul care și-a dedicat o viață pentru a preda mai departe ștafeta urmașilor noștri. Suntem, dragi tulceni, la a 16-a ediție sărbătorită de noi, a 20-a în plan național și iată că, așa cum spunea domnul primar, la Tulcea minoritățile își aduc cu prisosință aportul la ceea ce înseamnă folclor, datini, tradiție, pentru noi, pentru județul Tulcea. Suntem un județ aparte, suntem un județ care trebuie să ne mândrim prin coabitare, prin modul cum ne expunem tradițiile noastre, lucru care este apreciat de toată lumea și din toate punctele de vedere. Dacă ne raportăm la alți oameni importanți în ceea ce înseamnă folclorul dobrogean, și aici mă refer la maestru Coman, iată că la Tulcea se regăsește sau se găsesc oameni care pun tot sufletul, darul, alături de autorității locale, care se implică și el așa cum pot, mă refer la primărie, la Consiliul Județean și alte entități, să ținem vie această manifestare a minorităților naționale, a minorităților noastre din județul Tulcea. Suntem cel mai bogat județ în acest domeniu, ne manifestăm în consecință și merită cu toții să-l susținem din toate puterile noastre. Pentru dumneavoastră, cei care sunteți în sală, vă doresc să aveți un spectacol reușit, să aveți o vizionare pe sufletul dumneavoastră, să aveți sărbătorile aproape de familie și sărbători fericite, să avem cu speranța mare un an bun, un an aproape de sufletul nostru, un an așa cum ne-l dorim cu toții. Sărbători fericite, la mulți ani, tulceni! Am uitat să mai adresez două saluturi, Hoș Gheldinis și Shalom. O să-l invit pe domnul președinte să mai rămână un pic, dacă binevoiește dumnealui, pentru a amâna liderilor grupurilor etnice diplomele de merit. Și DVD-urile. DVD-urile și diplome sunt ale liderilor. Nu pentru... sau să le mâneze pentru lideri, am înțeles. Diplomă se acordă ansamblului de dansuri Alegria al comunității italienilor din Comuna Greci.
doresc sărbători fericite tuturor etniilor și pentru că se apropie noul an, un an fericit, cu bucurii și împlinit tuturor. Mulțumim! De asemenea, se acordă diplomă grupului vocal Narandler al Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România. Acum nu știu dacă domnul primar va trage în salutări în limba tătaro-turco-musulmană. Mulțumesc și vreau să zic și eu o sărbători fericite și la mulți ani. Se acordă de asemenea diploma ansamblului Zadunaiskaya Sici al Uniunii Ucrainenilor din Tulcea. Dă-i Domnul ca aceste momente să fie cât mai dese, nu? Sărbători fericite tuturor, sănătate, pace și, zic eu, armonie. Da, frumos, cel mai frumos cuvânt, armonie, să dea Dumnezeu așa să fie. Diplomă pentru ansamblul de dansuri Șave Zurale al Partidei Romilor Pro Europa din Tulcea. Dacă am pronunțat greșit, îmi cer scuze. Și eu vreau să ne readucem aminte de fapt că acest festival s-a datorat doamnei Adina Mustafa, care a lucrat la Consiliul Județean în anul 2003 și pe această cale dați-mi voie să-i mulțumesc. Trebuie să menționez că aceste diplome sunt date de Consiliul Județean și de Centrul Cultural Jean Bart. De asemenea, se acordă diplomă ansamblului de dansuri Tuna al Uniunii Democrate Turce din Tulcea. Bună seara! Comunitatea turcă din Tulcea vă urează sărbători fericite la mulți ani! Se acordă diploma ansamblului de dansuri 1000 de porumbei al Uniunii Elene din Tulcea. La mulți ani și sărbători fericite! Se acordă diploma ansamblului de dansuri Moldoței al Comunității Rușilor Lipoveni din Tulcea. Mulțumesc frumos! În primul rând vreau să urez multă sănătate, bucurii tuturor oficialităților noastre prezente aici, pentru că fără dumnealor n-am fi fost noi acum adunați așa frumos și să avem această posibilitate să ne bucurăm de o zi minunată. Multă sănătate vă dorim! Și tot eu trebuie să urmez și la celelalte diplome. Rămâneți lângă mine, că aveți mai multe diplome. Da. Deci, ansamblul Salavei, cei mici, ansamblul Malață și ansamblul Lotca. Da. Mulțumim frumos, domnul președinte. Aceste diplome întotdeauna ne bucură și au loc de cinste. Și, bineînțeles, ne mândrim cu tot ceea ce facem, ne mândrim cu dumneavoastră, ne mândrim cu toți cei prezenți, ne mândrim că suntem români. Și comunitatea noastră
înainte de a cânta corul nostru, am pregătit un mic colind să ne simțim bine, căci România este țara noastră dragă. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani! De asemenea, se acordă diplomă ansamblului de dansuri Taima al comunității a-române din Tulcea. Aici treaba e mai ușoară. Așa este, din sală se aud câteva voci, fără cârlibană nu putem. Vă mulțumim pentru invitație, mulțumim organizatorilor, Crăciun fericit, un la mulți ani, sincer, din toată inima, din partea mea și a comunității a-române. Și să dea Dumnezeu că această toleranță interetnică de care dă dovadă orașul nostru să dăinuie peste veacuri. Vă mulțumesc! Trămulțani, Dorut Soț, Cârciun Hrios cu sănătate! Da, și ultima diplomă se acordă ansamblului de dansuri Carreras al comunității romilor din Tulcea. Este reprezentantul? Se pare că încă nu au ajuns. Așa că le vom mulțumim. Să-i mulțumim domnului președinte Horia Teodorescu. Să prezentăm DVD-urile. Chiar în lipsa domnului Joan. Înțeleg că este vorba de o proiecție pe care vă invit să o urmărim.